Alo, salut, dragii mei, servus, dragii mei. Astăzi seară am de gând ceva foarte deosebit pentru voi, să vă arăt ceva cu care mă mândresc. Deci un lucru, ceva foarte deosebit, ați văzut, cam rar treaba asta, cu care eu mă mândresc foarte mult. Și anume, colecția mea de muzicuțe. Am să vă arăt. Deci, să aprindem lumina, o să se vadă mai bine. Ei, ce părere aveți? Arată frumos? La mine întotdeauna este o atmosferă extraordinară, ambiantă, liniștitoare. Astăzi am aprins foarte multe lumânări de ziua morților. Sunt muzicuțe foarte valoroase, majoritatea de Hohner, de exemplu aici avem Unsere Lieblinge, Comet, Honor International, toate sunt de Hohner, aici avem una de Sonhadora, Harley Benton, Comet, o muzicuță nemaipomenită, Sonhadora, Brazilia, iarăși Unsere Lieblinge, Contessa și Sonhadora, o muzicuță cu schimbător veche, care am reparat-o și funcționează extraordinar de bine, de Hohner. Unsere Lieblinge sună nemaipomenit. Aici, ceva deosebit, o muzicuță, tot de Hohner, care costă exact 170 de euro, cu schimbător și sună nemaipomenit. Este CX-12 de Hohner. Larry Adder, Professional Zechstein. Asta este o muzicuță tot de Hohner, care costă 270 de euro, este nouă aproape, folosită de mine foarte puțin, cu certificat de garanție, este extraordinară. Și am să încerc să vă cânt câte un pic și din... să le probăm împreună, da? Fain, nu? Fac o pauză. Stingem lumina să fie o atmosferă mai plăcută, mai ambiantă. Ia să vedem și aici. Bun, acum este perfect. Mă gândesc. Deci să luăm CX-12. Prima dată. Este cu schimbător, cum v-am spus. Încep să cânți la ea, pentru că altfel se pot strica. Au supa, pe cum se spune. Foarte bine prelucrate. Nemții sunt un popor cam ciudat.
foarte ciudat și deosebit față de alte popoare. De exemplu, la ei substantivul se scrie cu literă mare în mijlocul propoziției, iar notele muzicale do, re, mi, fa, sol, la, si, do, românește, și chiar și în engleză și în japoneză se numesc așa, la ei se numesc ți, de, e, f, g, h, i, cu câmpul înconjurător de note deformate, cum se spune, alterate. Dar asta este. Ei au fost întotdeauna ceva deosebit. Deci ăsta a mai rămas. Și am vândut cam de 10 ori mai multe decât sunt aici pe masă la mine. Da, ăsta e Cristi. Sunt Hadura din Brazilia. Îmi place nemaipomenit. Cu asta pot să cânt. A fost cândva aparținut firma la Hogner. Cu asta pot să cânt de la western până la muzică simfonică. Cineva, un prieten de-al meu bun, a spus că nu o să reușesc. M-a provocat. Și mie provocările îmi plac. Îmi plac și am demonstrat că pot, cu o muzicuță foarte simplă, fără schimbător, să cânt și muzică simfonică. În altă filmare de-a lui Cristi, o să ascultați, dragii mei prieteni, și asta. Vă mulțumesc!